Și acum frumoși ăștia din spate reprezintă Curtea de Argeș, așa cum spunem noi România de la Argeș. Este vorba despre Ansamblul Folcloric de Dansuri Populare Argeșul, coregraf profesor Mihai Velea. Eu i-am văzut și la Novaci în primăvara asta, în Gorj, unde au urcat oile la munte împreună cu ai mei de la Hârsești și au făcut un spectacol special pentru muntenii de acolo. Ansamblul activează în cadrul Centrului de Cultură și Arte George Toporceanu și păstrează în repertoriul său frumusețea jocului strămoșesc moștenit cu sfințenie, în lada de zestre a spiritualității noastre românești. A participat la concursuri în țară, la Pitești, la Curtea de Argeș, Polovraci, Iași, Nova, Serata Monteoru și în străinătate, în Italia, Franța, Turcia, Grecia și Bulgaria. Păi cine n-a auzit de jocul popular românesc? De la Curtea de Argeș, Argeșul, în aplauzele dumneavoastră. Thank you. ansamblul Argeșul de la Curtea de Argeș. Îl invitam în scenă pe domnul coordonator, domnul profesor Velea, care aleargă așa cum o făcea acum vreo 20 de ani. Este diploma pentru copiii dumneavoastră, pentru dumneavoastră, în cadrul acestui festival, care atunci când a început, în urmă cu aproape 20 de ani, era concurs. Între timp a devenit festival, pentru că este greu să te întreci ai tăi între ai tăi, pentru că fiecare vatră a satului are specificul său. Cu toții sunt deosebiți, unici, minunați și irepetabili. Mulțumim, Curtea de Argeș! Felicitări!